Cea mai mare parte a muncii păstorilor de suflete nu se desfășoară în spatele amvonului, ci în rugăciune, studiu, consiliere, mentorare și slujire practică. Cei care observă slujba pastorală de la distanță nu văd momentele de grea cumpănă sau chiar agonia spirituală prin care trec deseori cei care îngrijesc de sufletele altora. Păstorii sunt în prima linie a luptei spirituale. Ne doare atunci când auzim despre căderile spirituale ale unora dintre ei sau chiar despre cei care și-au sfârșit alergarea într-un mod nevrednic. Căderea lor lasă răni adânci în trupul bisericii. Eșecurile lor ajung să fie comentate îndelung de opinia publică. Din păcate, rare ori cei care se grăbesc să dea verdicte s-au numărat printre cei care s-au rugat pentru slujitori și care au căutat să-i ajute în lucrare. Toți credincioșii așteaptă să fie sprijiniți, sfătuiți sau încurajați de păstori când trec prin greutăți. Dar puțini înțeleg că și păstorii sunt oameni și au nevoie de încurajare și sprijin. De aceea, cultul creștin penticostal a decis să pună deoparte a doua duminică din luna octombrie pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru slujirea păstorilor, cărora vrem să le arătăm aprecierea noastră. Pe 13 octombrie suntem invitați să acordăm un timp special pentru a ne ruga pentru păstorii din biserică și de asemenea pentru a-i încuraja. Nu ne propunem prin această duminică să-i ridicăm pe păstori pe un piedestal, însă ne dorim să transmitem un semnal cât se poate de clar bisericii. Nimeni nu trebuie să poarte de unul singur povara slujirii. După cum îi spunea apostolul Pavel lui Timotei, prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Fie ca Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre și să-și întărească slujitorii săi de pretutindeni.